Stimați locuitori ai Comunei Bogdănești, luna decembrie se evidențiază prin ceva deosebit. Este a 12-a lună dintr-un an calendaristic, parafrazând, este al 12-lea ceas. Profit de amabilitatea televiziunii exclusiv TV să vă adresez câteva gânduri acum la final de an. Este, spuneam, o lună deosebită, deoarece oferă oamenilor posibilitatea, deci și nouă locuitorilor comunității din Bogdănești, să devenim un pic altfel. Este o perioadă când noi toți, deși cei din Bogdănești, devenim un pic mai reflexivi. Devenim un pic mai reflexivi atât în ceea ce privește existența noastră materială, realizările de peste an, dar ceea ce este interesant, sau poate ar trebui să ne gândim mai mult la această specificitate pentru luna pe care o parcurgem, pentru apropierea de finalul anului, oamenii tot devin mai reflexivi pe partea spirituală. Este, așa, după cum spuneam, o perioadă de reflexie în raport cu ceea ce ne-am propus pentru anul 2017. Este și ocazia unor proiecții pentru ceea ce ne dorim pentru următorul an, nu întâmplător, cum se spune, pentru anul nou. Este o perioadă când oamenii sunt mai apropiați, este o perioadă când orice comunitate locală se evidențiază prin ceea ce putem numi identitate locală. Mă gândesc la obiceiuri, mă gândesc la tradiții, mă gândesc la preocuparea, dacă vreți, în ceea ce privește regăsirea de sine, mă gândesc la ideea că încercăm să ne bucurăm. Evident, mă gândesc la ceea ce înseamnă poate mai mult adevărata bucurie, dincolo de daruri, dincolo de rețete culinare, dincolo de locul, de planurile pentru sfârșitul de an, mă gândesc la faptul că cel mai important este să ne regăsim cu cei apropiați nou, să ne bucurăm așadar. Administrația locală, fără îndoială, este în această situație deosebită de a-și face bilanțul pentru anul 2017 și o minimă proiectare pentru anul nou. Aș putea spune că dumneavoastră, împreună cu mine, putem concluziona că anul 2017 a fost un an bun pentru comunitatea locală, în sensul că nu am avut evenimente de natură să cauzeze prejudicii, nu am avut evenimente naturale care să provoace neplăceri. Am avut fiecare dintre noi și la nivelul administrației locale și realizări în conformitate cu ceea ce ne-am propus la un moment dat, așa după cum spuneam, ceea ce au însemnat proiecte. A fost, ca și în ultimii ani, o perioadă de creștere pentru comunitatea locală. Mă refer la partea de dezvoltare, la partea de dezvoltare finanțată prin bugetul local și alte surse legale.
Mă gândesc în primul rând la ceea ce am dorit împreună, în primul rând realizările din zona infrastructurii locale, din zona infrastructurii funcționale. A reușit să modernizăm, să asfaltăm încă 3 drumuri. Se poate spune că la ora actuală comunitatea și-a rezolvat problema modernizării drumurilor, în sensul că avem o rețea de peste 8 km realizată pe parcursul ultimilor ani. Am reușit să asigurăm condițiile corespunzătoare la standarde, zic eu, civilizate pentru instituțiile comunei. Mă gândesc la școală, în primul rând, la dispensar, la casa comunei. Nu au fost remarcate incidente funcționale, ar zice, dimpotrivă. Am continuat activitatea de proiectare pentru niște obiective așteptate de întreaga comunitate, astfel că suntem în situația de a semna un contract de finanțare pentru rețeaua de apă și canalizare, pentru stația de epurare, rețeaua în lungime de 12 km, care practic va flanca drumul central, drumul european, de o parte și alta, de la un capăt la celălalt al perimetrului, și o stație de epurare care va fi amplasată în zona periferică a satului Filipești. Suntem în situația pe o menținere a masei care potențează veniturile bugetului local, agenților economici. De data aceasta să procedăm, sper să se întâmple lucrul acesta în ședința Consiliului Local de săptămâna viitoare, unde vom încerca, conform strategiei locale, să ajutăm prin nivelurile impozabile principalele societăți, principalele agenții economici care constituie baza de venituri a Consiliului Local. Deci, mai pe românește, să lărgim un pic impozitele, care nu numai că nu vor crește în comparație cu impozitele valabile pentru anul bugetar 2017, vor însemna o diminuare pe anumite zone. Acest lucru îl gândesc pentru a menține, pentru a face atractive pentru principalele fabrici pe care le avem, fabrica de confeti, fabricele care compun grupul Șerban, pentru a menține locurile de muncă, pentru a oferi atractivitate. În măsura în care aceste proiecții vor avea susținerea promisă, atât din veniturile locale, cât și din veniturile pe care le putem accesa prin semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, avem bucuria și mare așteptare ca și dumneavoastră, ca pentru anul nou, pentru anul fiscal 2018, să continuăm pe acest trend al creșterii infrastructurii, al dezvoltării locale, fără îndoială că este momentul să mă opresc aici, să închei, și așa, după cum am început, că este o perioadă a regăsirii de sine pentru noi toți, am ocazia și cu mare drag să adresez urări de bine, multă sănătate pentru anul 2018,
împlinirea tuturor dorințelor. Mă bucur alături de dumneavoastră să mă întâlnesc cu cei care se întorc din spațiul european pentru a se reseta, pentru a se regăsi cu familia lor, pentru a se bucura în ambientul local. La mulți ani, 2018, multă sănătate pentru toți!